Numele meu este Relimon și acesta este partea a doua din povestea lui Artaș. Dacă ați ratat prima parte, o găsiți aici. După decesul în familie, Artaș decide să reformeze trupa Cultul Mârșavilor. Însă ei nu cântă fără solist, așa că îl dezgroapă pe Chelu și pleacă în turneu în Cheltelas. Artaș sună la interfon, dar nu răspunde nimeni. Elfii nu sunt fani ai scursurii și nu le deschid. Dar ușa este fragedă și pică. După Bairam, Tushad bea din puțul soarelui și se simte mult mai vioi. Ca să apere despicătura norului de dezgheț, Artaș, Chelu și Gândăcelu devin ecologiști și se bat cu Iliedan, Celtas și mica sirena. Artaș scoate boceala înfometată și îl taie pe Ilie. Victorios este pregătit să-și pună pe el noua platoșă, se unește sufletește cu Nervul, devenind regele scursurii sau regele lipitoare. După câțiva ani de hibernare, decide să dea o petrecere și își cheamă câțiva prieteni. Sindra Găoaza și o armată de pricolici. Când aud de petrecere, cruciații argintii se autoinvită în cocioaba înghețată ca să se răfuiască un pic, dar trezesc toți tovarășii din casă. Depășit numeric, Artaș cade victima bulucului și o mirlește. Bășicată stafia lui Tasu vine să împartă coliva. În timp ce Artaș pune geană peste geană, în jurul lui se întâmplă o dramă. Nervul, iubirea lui de-o viață, cu un bulvar se împerechează. Dacă vă plac clipurile, nu fiți timizi. Abonați-vă și dați un like. Pentru a fi la curent cu canalul meu, mă găsiți pe Twitter și Facebook.